Vizitatorii au fost întâmpinați de gazde așa cum se cuvine. De ce îmi conturbați liniștea? Că suntem așa de bine de numai. Mir zova viată ca din Iugal mama. Választ várja az úr, a kapitány. Hogy megnézzük a várat. Vreau ca să cucerească aici, zona, castelul. Păi dacă vrei să cucerești mai ales pe mine, hai, bine ați venit. Na, vágya, nagyon vágya, pláne ötet. Személyesen, ha meg akarod bízni. Bine ați venit la noi și sper să vă placă ce vedeți. Cei 100 de elevi din 5 țări care au vizitat sâmbătă Castelul Corvinilor au fost însoțiți de reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Hunedoara, care au dorit ca tinerii să afle câte ceva despre istoria locului. Considerăm că este un vestigiu deosebit de important al județului. Din acest motiv am inclus în mod prioritar acest obiectiv turistic în programul lor. Sunt convinsă că va fi o amintire de neuitat pentru majoritatea dintre acești elevi care încă n-au fost să viziteze țara noastră respectiv acest frumos obiectiv. Organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și Liceul Teoretic Teglaș Gabor din Deva, Olimpiada s-a desfășurat la Liceul Devean în perioada 24-27 aprilie.